În ultimele zile, vremea ne-a dat peste cap. Nu știm cum să ne mai îmbrăcăm și la ce să ne așteptăm. Chiar la sfârșitul acestei săptămâni vom avea parte de o surpriză. Dacă sâmbătă, mehedințenii se pot bucura de o zi cu temperaturi până la 24 de grade Celsius, ziua de duminică vine cu vreme rece și precipitații destul de însemnate. Oscilațiile de temperatură din această perioadă sunt un adevărat pericol pentru imunitatea organismului și atrag după sine probleme de sănătate. Trecerile bruște de la temperaturi ridicate la frig, ploaie și vreme mohorâtă dau peste cap funcționarea organismului și afectează în special copiii, persoanele anemice, bătrânii și bolnavii cronici. Organismul are nevoie de timp pentru a se adapta la aceste schimbări climatice. Spre exemplu, pentru a se adapta la o diferență de temperatură de 4 grade, corpul are nevoie de 14 zile. La o diferență de 10 grade, organismul resimte un stres foarte puternic. Foarte instabilă față pentru timpul de astăzi. Noi suportăm. Ba răcel, ba una și alta. Vă așteptați la o vreme mai călduroasă în această perioadă? Noi am vrea, dar după câte s-a anunțat, vine tot un val de frig. Asta e foarte grav pentru noi cu sănătate, pentru că ieri a fost cu 20 de grade și azi avem 14 sau 13 grade, cred că sunt. Vremea e bună. Să dea ploaie să facă mâncarea. Conform tradiției populare, luna aprilie se mai numește și prier. Această denumire populară a lunii aprilie provine de la verbul aprii și înseamnă timp prielnic pentru crării în gospodărie. Se mai spune despre luna aprilie că este o lună capricioasă în care vremea va fi ori geroasă, ori călduroasă. Dacă în luna lui prier este vreme frumoasă și călduroasă, atunci luna mai va avea vreme rece cu înghețuri. Dacă la prier este vreme posomorâtă și rece, atunci luna lui mai va avea vreme frumoasă și călduroasă. De asemenea, dacă în aprilie tună și fulgeră, atunci nu există motive să ne temem de ger.